N-au fost 9, au fost 7 puncte, n-am luat gol și suntem în luptă pentru calificare, pentru mondiale. Da, nici nemții n-au luat gol, numai că au dat ceva mai multe. Suntem pe acolo. Suntem pe acolo cu regretul că în meciul cu Macedonia... N-am jucat nimic? Nici noi, dar parcă nici gazdele n-au vrut nimic. Au avut totuși vreo două ocazii, au presat măcar pe posesie. În bună tradiție balcanico modestă, ca să zic așa. Au avut, adică au 2-3 jucători care joacă în Spania, în Italia, totuși echipa lor arată ceva mai bine. A noastră și așa, cârpită, cum fără Hagi, cu COVID, fără Denis Alibek, cu Markovic în atac. Nu știam, până acum 200 nu știam că e român, credeam că e un străin de la Craiova, adică un sârb care evoluează. Na, o să mă omoare, probabil. Fanii Craiovei. Da, da. Probabil a fost singurul atacant la care s-a gândit Mirera 2. Băi, nu am atacat, altul în afară de Denis Alibek, s-a deschis televizorul și a văzut. Uite-mă că a dat gol cu Rapid, cu poarta goală din 2 metri. Asta l-a vrut pe Colici întâi, dar nu s-a putut, că era bosniac. Da. Și apoi, mai un băiat care a dat gol. Metru Show, ediția 21, echipa națională, Emma Răducanu la US Open, cea mai britanică jucătoare. Bineînțeles, Liga 1 și CFR Cluj pe cupele europene. Plus, la final, ceva fotbal european cu surprize. Metru Show 21, majorat pe toate continentele. Să vorbim tot de națională. Puteam să avem o grupă mai ușoară de atât? Să fim într-o postură mai favorabilă pierzând 2 meciuri din 6? Nu erau, nu? Adică poate niște influențe de la FRF au permis ca... Noi în ce grupă, Valorica, am fost? Nici nu mai știu, a treia sau a patra în orice caz. Deci cine a fost în grupa a doua, Valorica? Macedonia de Nord? Păi nu se pare o echipă mai ok decât noi? Cert e că după cum începuserăm, nu s-a așteptat nimeni ca încă să avem șanse. Dar noi ne bucurăm practic că avem șanse la locul al doilea, care locul al doilea înseamnă vreo 2 meciuri de baraj. Cu Norvegia, cu Olanda. Da, tot ar fi un progres, să zicem că am ajunge la acele meciuri. Dar până în alta trebuie să privim și... ce avem în acest moment, ce lot avem la dispoziție, ce selecționer avem până una alta și ce campionat intern, pentru că toate astea la un moment dat se văd. Și nu cred că ține numai de federație, care are și ea evident vina ei, cât de conducătorii de cluburi. Adică am văzut și jucătorii care au intrat din Liga 1, mă rog. Doamne iartă-mă. Și totuși Răzvan Marin a fost rezervă și a intrat pe momentul 75, adică unul dintre puțini jucători pe care îi avem dintr-un campionat de top și cu o echipă bună și titular meci de meci, nu a avut loc nici cu Islanda, nici cu, dacă mă știu, cu Macedonia. Meciul cel mai important cu Macedonia de Nord nu a fost titular. De ce? Pentru că mi s-a părut. Cred că a fost clar pentru toată lumea că Mirera 2 a gândit acest meci în mai mult în termen defensiv. Altfel ar fi jucat poate cu Manea în locul lui Rațiu. Mm-hmm. Nu s-a descurcat rău nici Rațiu, dar e clar că e un jucător eminamente defensiv, pe când Manea ar fi avut urcări mai dese în atac. La fel și la mijloc l-a preferat pe Nedelcu pentru că e defensiv și cam atât, în locul lui Răzvan Marin, care probabil s-ar fi avântat, la fel cum a încercat să tragă de la distanță, va fi ieșit o semi-ocazie din trunșul de al său în meciul cu Macedonia de Nord. Și atunci, din rațiuni tactice, să zicem, Răzvan Marin a fost sacrificat atât în Islanda, cât și în meciul cu Macedonia și introdus ca, nu știu, mare speranță. De altfel, el după meci și-a și declarat nemulțumirea că a jucat puțin și că abia așteaptă să se întoarcă la club să joace pe poziția lui. Adică, mai clar decât atât, nu știu ce. În așteptăm un nou caz Ștefan Radu, în cazul lui Răzvan Marin. Nu, că eu și zic la final, nu o să mă retrag la naționale, că sunt tânăr, la wink-wink, poate aude cineva și... Îl schimbă pe Mirela 2. Da, deci acum, da. De ce ai schimbat un selecționer, că mai câteva meciuri într-o campanie... Cel mai de succes selecționer din ultimii 7-8 ani. Da, nu mai amintesc de că România n-a mai luat gol în 3 meciuri consecutive. Asta este lucru bun. Dintre care 2 în deplasare. Noroc cu Florin Niță, pe alocuri, chiar și cu Chiricheș,
surprinzător, ieri a jucat foarte bine. Cu asta rămânem, cu faptul că n-am luat gol și cu regretul că n-am dat. Ieri, dar nu prea aveam cu cine. Nu prea aveai ce să regreți, că adică, n-am avut ocazia. Da, da. Adică atacant central nu am prea avut, pentru că Jovan Marković cumva a fost marcat de importanța prezenței sale la echipa națională. Adică nu cred că s-a aștepta să fie convocat. Și să și joace. El, din câte știu, este și într-un schimb de regim fizic, mai ales odată cu venirea lui Regecamp. Și atunci, cumva, nu era pregătit nici el 100% pentru aceste meciuri. Și a jucat destul de mult. Adică... Și a jucat destul de mult. Într-o săptămână, cred că a jucat destul de mult. Fortuit a jucat așa de mult. Și atunci, în condițiile în care nici Denis Mann nu a excelat în acest meci, uh-huh. Sorescu a avut parcă o ocazie, cam atât. Nicușor, vreo două lovituri peste poartă. Da, da, cam atât legat de pretențiile noastre ofensive, de la care oricum nu cred că... Ne așteptam prea mult. Adică e bine că am bătut în Islanda, acolo unde Macedonia a avut 2-0 și a fost egalată prin golul fiului lui Eidur Gudjonsson. Și asta e lucrul pozitiv. E bine că am bătut Liechtenstein până la urmă, nu? Că am văzut armenii. Am dat repede două goluri. Am văzut armenii că au erosit două puncte destul de mari. Dar să vedem cum se va termina această campanie, pentru că... Avem nevoie de 9 puncte din astea 12, cred. Da, adică nu cu Germania toată lumea își trece în dreptul ei o înfrângere. Acum depinde la ce scor, nu? Că principalul principiu de partajare este golaveraj. Stăm destul de ok la golaveraj. N-am luat 6. Dacă, bine, încă n-am luat 6 de la Germania. Asta zic. Dacă luăm vreo 3 de la NEM, să zicem, suntem în grafic. Numai că toată lumea ia ca asigure punctele de acasă cu Armenia și Islanda. Și alea din deplasare cu Liechtenstein. Alea din deplasare cu Liechtenstein, unde da, e destul de greu să dai gol. Adică ei au jucat foarte bine... organizat și cu noi și cu nemții. Da, adică ce-ai fi vrut să ducă peste tine? Uite, s-au dus un pic peste armeni și le-au dat un gol. Băiatul legendar lui Mario Fric, unul dintre, da. Un singurul jucător profesionist din istoria principală regatului Liechtenstein. Parcă a mai fost importat, dacă țin eu bine minte, dar în orice caz n-au făcut un mic favor. Numai că ăsta este gândește. Practic au anulat înfrângerea noastră cu Armenia. Dacă noi am câștigat puncte cu Liechtenstein, înfrângerea aia, dacă noi câștigăm 9 puncte din 12, tragem linie și suntem pe plus. Da, da. Armenii care și-au luat și o mamă de bătaie și în Germania. Au luat și multe acolo. Da, dar stăm și ne uităm, cum spuneai tu la început, la ce noroc am avut cu această grupă în care am întâlnit naționale mici și la propriu și la figurat. Adică nici Armenia nu are foarte mulți locuitori, nici Macedonia, nici... Pe lângă asta am și beneficiat de niște contexte cea mai slabă echipă a Islandei din ultimii 10 ani, pentru că au avut scandalul acela sexual și, mă rog, și cu un COVID și tot așa. Iar la Macedonia s-a retras Pandev. Adică... Da, s-a văzut că ei n-au un lider, au încercat cumva să fie Elmas mai ofensiv, cu Bardi, cu Elmas, l-au pe Alioski, dar... E clar că nu sunt nici ei, cine știe ce echipă, au fost lipsiți și de aportul fanilor ieri, că au avut doar 3.000 în tribune, unde probabil ar fi fost o atmosferă cu adevărat incendiară și asta ar fi fost o problemă pentru echipa noastră. Și atunci așteptăm cu oareși speranțe, nu foarte mari, adică dacă fotbalul nu se întrerupe până atunci sau dacă... o să avem cât mai mulți dintre jucătorii noștri decenți la dispoziție, atunci, da, putem bate și pe Armenia și pe Islanda pe teren propriu, mai ales că Islanda probabil va depune cu totul armele și va folosi mai mulți copii pe final, să zic. Iar pe armeni, orice victorie e suficientă. Hamburgul e de văzut, în orice caz. Da, un oraș în care nu prea vezi soarele multe zile pe an. Da, da. Și o echipă care se chinuie să revină în Bundesliga de Europa. Și după aceea să-ți faci calcule de baraj, ceea ce ar fi oricum o mare realizare la ce a realizat fotbalul românesc în ultima. Păi, da, n-are sens să faci, să te uiți care ar putea fi echipele cu care putea să joci la baraj.
Franța, poate, nu știu, Suedia. Da, mai bine nu știu, să-ți păstrezi surpriza și... Totuși Scoția ar fi un adversar. Da, da, uite ce grup acolo. Dacă eram într-o grupă, de exemplu, cum e Scoția cu... Israel, Austria și Danemarca. Bine, Danemarca care îi omoară pe toți, da, nu știu ce aș fi zis. Sau Ungaria. Mult lăudată Ungaria, care a picat într-o grupă cu Anglia, cu Polonia și campa. Pe a bătut ieri cu 2-1 pe Andorra. Și exemplele pot continua în acest sens. Prin faptul că și Suedia e într-o grupă cu Spania, a luat bătaie de la Grecia. Adică da, deja am enumerat câteva naționale care sunt peste noi sau... Mai ales în dublămașă. Da, mai ales în dublămașă. Bine, barajul, de câte știu eu, nu se va juca în dublămașă, tocmai de aia sunt două, dar nici nu ne ajută foarte mult acest aspect, că poate altcumva gândeai în dublămașă un baraj, pe când o singură manșă s-a văzut în Islanda, cât de bine am calculat-o. Mai bine băteam atunci, nici nu știu. Mai bine băteam atunci și poate... Da, că pierdeam la Budapesta. Da, nu poți să știi. Nu poți să știi. Ne făceam să îngerăm, măcar așa ne modificăm mai mult și ne uite ce bine jucăm acum. Da, ce bine jucăm acum, dar uitam și mă uitam că opțiunile noastre pentru funda stânga pentru această serie de meciuri au fost, opțiunile noastre au fost Camora și Tosca pe partea stângă. Tosca a dat gol. Da, ok, a dat gol cu Liechtenstein. Pe partea dreaptă, Rațiu, undeva din Liga a doua din... cu televizion, Manea, pe care tot așteptam să-și crească nivelul, dar el în continuare joacă la CFR Cluj. Nu că ar fi vreo problemă cu asta, dar parcă ai nevoie de un nivel superior. Adică ne amintim când juca Cosmin Contra prin Italia sau prin Spania. Nu? Florin Raț pe stânga. Da, adică aveai multe opțiuni. În centru ne-am descurcat bine totuși. Mai adică, bine atâta n-ai cum. Da, da, mai bine de atât, adică să nu e gol. Niță apărat până și cu Liechtenstein, săracul o minge. Trebuie să privim și ce lot avem și ce lot vom avea în viitorul apropiat. Că trebuie să ne uităm și mai încolo spre Under 21, 19 ani, să vedem ce vine și de acolo. Și să încercăm să integrăm cât mai inteligent acești jucători, dar nu știu dacă Mirel Rădoi e soluția pentru asta. Liga 1, ți era dor să vorbești de Liga 1, mare meci, mare weekendul ăsta, PCSB, adică fac ce spune Becali sau? Deocamdată nu știu. Și Dinamo, unde echipe care s-au întărit extraordinar în această perioadă de pauză de naționale. Cheșeru și Budescu cred că ia 6 oară la FCSB, nu știu, exagerez, da? Cheșeru care a postat pe pagina lui un mesaj glorios la adresa întoarcerii sale la Steaua și a primit mult hate pe treaba asta că, na, FCSB nu e Steaua, din anumite puncte de vedere și corecte. Iar Dinamo și-a luat vreo ziua și jucătorul. Mi-a atras atenția un anume Constantin Nica, pe care știam de acum vreo 7-8-10 ani de la Dinamo, care a jucat vreo 3 meciuri în ultimii 3 ani. Și nu numai, adică Dinamo a luat tot ce a găsit repede, gratis și dispus să joace... Fără salariu. Aproape fără salariu sau pentru a arăta că mai există în fotbal. Gabi Torje, Cosmin Matei, Constantin Nica, Cătălin Țâră, pe ăsta nu știu, recunosc. Da, mai lumea știe pe tatăl său că a jucat la Rapid, dar mai degrabă e cunoscut pentru viața sa extrasportivă, dar oricum, a fost junior la Lazio, dar fi așteptat să aibă o altfel de carieră, pentru că are fizic de atacant, dar rezultatele, cred că are, nu știu, 27-28. A, deci cam, dacă la 28 de ani joci la Dinamo, cam acolo e. Așa, Mirko Ivanovski, un atacant de care nu mai auzisem de mult, dar care s-a făcut oarecum remarcat, ba la Astra, ba la CFR Cluj, în trecut. Portarul, mă surprinde că a venit Plamen Iliev la... A fost la Craiova, nu? Nu, e altul, Iliev acela, nu fundașul.
Plamen Iliev a fost un portar chiar decent pentru Botoșani, pentru Astra, a fost prin lotul lui Ludogoreț și acum a venit gratis la Dinamo. Dinamo a luat ce a putut, FCSB a făcut într-adevăr niște transferuri interesante, numai că Budescu și-a și accidentat și lipsește, cred că, vreo lună, deci nu va juca în, oare să lumim, eternul derby, nici nu știu. E clar că s-au jucat multe meciuri între cele două. Indiferent dacă vorbim doar de istoricul FCSB versus Dinamo sau dacă vorbim de Steaua versus Dinamo, s-au jucat multe meciuri, au fost încrâncenare. Derbiul etapei, derbiul bucureștean, îl putem numi. Nu e chiar, e mai pe Ilfov așa. Da, mai pe Ilfov, așa pare. Cheșerul, într-adevăr, este, cred că, un e mare okay. plus. Pentru cei atacanți, mai ales, a avut FCSB, atacant central în ultima vreme. Și a mai venit Valentin Gheorghe, care iarăși poate dinamiza atacul celor de la FCSB. Echipă care a suferit în primele două meciuri de la venirea lui Edi Iordănescu, dar abia de acum cred că putem vorbi de amprenta sa, pentru că a venit această pauză de echipe naționale și a avut ceva timp să lucreze cu cei jucători au mai rămas, care nu au fost la echipa națională, că au fost destui. Florin Tănase n-a fost. Florin Tănase este accidentat, la fel și încă o dată Florinel Coman accidentat. Ne întrebăm când va mai reveni la forma care... L-a consacrat? Care e? L-a consacrat, era să zic, dar care l-a băgat în seamă, că zic așa. Astfel încât vom vedea un meci interesant. Probabil că Dinamo va forța aceste transferuri. Dintre 60 de minute sau cât pot să ducă băieții ăștia care n-au mai jucat de ceva vreme, dar după aia va trebui să facă niște schimbări și s-ar putea ca după minutul 60 să vedem un match one direction. Plus că Sorescu s-a trebuit să fie destul de obosit. Da, da, e și problema. A jucat tras destul de tare națională și drumurile. Și... Da, da. În orice caz, peste tot, că vorbim de Liga 1, dar mai ales de campionatele mari, virusul FIFA lovește puternic, adică nu cred că vom vedea foarte mult fotbal în acest match. E clar că FCSB este favorită din punct de vedere al valorii lotului, al omogenității, poate chiar și al băncii, dar din astfel de orgolii au mai și surprize. Ține minte o victorie a lui Dinamo destul de neașteptată, un gol din lovitură liberă marcat de Andrei Sin. Adică Andrei Sin, Dinamo, da, nu părea o asociere pe care s-o face acum 10-15 ani, dar uite că Andrei s-a întâmplat. Andrei what? Da, Sin City, nu știu ce să spun. Sinner, jucător la de tenis, nu? Iată. Lovitură liberă, totuși e interesant că n-am auzit de el și la golină liberă. Trebuie să mai caut. Da, și atunci nu m-a sitat la un meci încrâncenat. Ce să se va apăra Dinamo? Interesant. Dinamo, da, trebuie să știe să se apere, nu? Cu băiatul ăsta care a fost la Atalanta la un moment dat sau la Siena... Bine, el s-a antrenat timp de câteva luni. El, săracul, se antrenează din iarnă cu Dinamo, tot așteptând ca Dinamo să-l poată înregistra. Deci, forma lui fizică, cred că e destul de decentă. A dat IBAN-ul, dar nu i-au virat nimic deocamdată. Da. Au trimis copie după buletin și chestii astea și... Și să vedem ce alte soluții mai găsește Iuliu Mureșan ca să o întărească pe Dinamo, care na, pe hârtie a acumulat multă experiență prin aceste veniri. Adică Torje Globetrotter, Cosmin Matei a jucat și la FCSB, parcă? Da, puțin de tot pe la începuturi, dar sezonul trecut a mai prins pe la Viitorul, actuala Faru, la FCV Faru, a prins ceva meciuri. Da, mă aștept poate să rămână în Liga, aștept să arate mai bine, dar nu de acum Dinamo. Nu cred că va arăta mai bine chiar de la primul meci, cu toate aceste întăriri pe care le-a adus, dar poate cu timpul va începe să acumuleze puncte, pentru că altfel gluma se va îngroșa. Hatem Ben Arfa la Rapid? Era o discuție interesantă, o ocazie cu care s-a vorbit totuși de Rapid, adică și în presa franceză și nu numai, că Ben Arfa e un nume în continuare destul de respectat. Să nu avem o surpriză, dacă el nu reușește cumva să semneze în Turcia sau pe în alte locuri, Hatem Ben Arfa e deja un jucător care a acumulat destul de mult
din punct de vedere financiar și poate l-ar tenta o astfel de experiență care să-l facă să se simtă mai tânăr sau... Îi dau acțiuni la club și practic vine ca să construiască de ceva. Ce veni în mod special în afara fanilor, că acesta ar fi fost principalul atu în prezentarea echipei, să spunem așa, și nu știu cu cât ar ajuta venirea sa în afară de o lovitură de imagine. Nu știm ce mai joacă pe Narfan, nu știm dacă nu cumva joacă un meci, se accidentează și cam asta a fost. Mai știm exemple la Rapid de jucători veniți cu mulți înainte de faliment, veneau jucători cu care au avut nume și plecau după 2-3 săptămâni. Da, adică nu știu cu ce ar fi ajutat, poate mai degrabă să ajute Alex Ioniță mijlocașul, odată ce trece acea suspendare pentru doping, ca să-i mai lipsea în carieră. Pentru că e un jucător tot de profil ofensiv, tot inventiv, dar nu știu cât fotbal mai știe după atâta pauză. Dar s-ar putea să ajute. A reziliat cu Jeffrey Cruz și probabil va semna cu Rapid. Rapid care are un meci foarte greu cu UTA, un alt meci foarte interesant, un meci de urmărit, un meci de tradiție. Chiar dacă și aici se pune problema iarăși de legitimitate, că na, nu știi care e UTA adevărată, care e Rapidul adevărat, dar UTA cu Rapid până una alta au măcar siglele, au numele, chit că sunt cumpărate, închiriate, nu mai contează și rivalitatea între cele două echipe este una destul de mare, s-au și bătut la campionate. Fanii se rivalizează maxim tocmai pentru că și pentru că Rapidul se înfrățește cu Poli Timișoara, mare rivală a UTA din zonă, care nici ea nu mai e Poli Timișoara. UTA, cumva, fanii sunt înfrățiți cu cei de la Steaua, deci va fi un meci foarte interesant vineri, cumva în deschiderea acestei etape care arată bine pe CFR-ul rămâne cu maxim de puncte și după etapa a șaptea? Depinde, acum să-l vedem pe Dan Petrescu, pentru că, uite, ai mutat bine discuția către revoluția făcută de Dan Petrescu, revoluția care începe cu Juan Emanuel Culio la 38 de ani. Dacă la Dinamo vine Nica la 28, Culio are 38. Da. Am jucat prin Turcia, unde am jucat Culio? Culio jucase prin Argentina. Știam că a plecat din motive personale și gata, s-a întors să fie jucător și poate în viitor secundul lui Dan Petrescu, care a mai luat... Locuitorul Dan Petrescu, când Dan Petrescu se ia vacanță de 2 luni neplătită. Obișnuită, da. Ca să vină apoi să câștige titlul. Dan Petrescu, care a mai adus 2 închizători, cred, Bordeanu și acel băiat din de la echipa finlandeză, scap acum, Boateng, așa. Care nu este Jerome, da, sau Crin, Alauski s-a ieșit din lot, Alibek s-a accidentat la echipa națională și referitor la perspectivele pentru primul meci de Conference League, Jablonec. Not great, not terrible, adică Jablonec nu e echipă wow, vorba încă premierului nostru, și poți să scoți măcar un punct chiar și cu ce ai în lot acum. E clar că Jeffrey Cluj ar fi avut nevoie de investiții masive, dar mai multe sunt datorii acolo decât investiții la CFR Cluj și această participare în Conference League mai amână cumva dezintegrarea sau escaladarea unor probleme la echipa campionată. Oricum, un egal la Jablonec îi ține în cărți de calificare, în condiții care și-ar câștiga meciul de acasă cu 10-11 puncte, poți să termini grupa pe locul 1 sau 2. Vorbeam de grupa României și această grupă în care a nimerit CFR Cluj este una accesibilă, fără doar și poate. Adică Jablonec, Randers și cu AZ Alkmaar, care ar fi cam cea mai bună echipă de acolo, să zicem. Teoretic AZ Alkmaar, pentru că este reprezentant a fotbalului olandez, numai că AZ Alkmaar, din câte știu, și-a vândut capitanul pe bani mulți în Serie A, dacă nu mă înșel. Randers a făcut ceva probleme lui Galatasaray, dar nu este o echipă de top, nici măcar din Danemarca, dar aminte din Europa. Iar Jablonec, într-un campionat din Cehia, venea 4-a, 5-a, nici nu știu. Slavia, Sparta. Victoria Plzeň, care culmea a ieșit din competiție, eliminată parcă de CSKA Sofia. Deci e o grupă
nu așa de frumoasă. Pe cum și-ar fi dorit poate Dan Petrescu. Adică ar fi avut... Se vede Roma. Ar fi avut, da, ar fi avut discursul perfect. Ei au buget mai mare, sunt periculoși, noi nu pornim. Oricum, acela va fi discursul cu Iablonez. Au buget mai mare Iablonez? Nu cred, dar sunt reprezentant al unui fotbal mare, la la la. Care a fost la Euro? Cehoslovacia, nu mai știu. Echipa lui Cornel Dino, 2-5 la Scoșițe. Da, deci CFR Cluj la un moment dat evident va pierde puncte în campionat și să vedem atunci cum va reacționa, dar e clar că acel fotbal ofensiv pe care l-am văzut în meciul cu FCSB... Pale 4 goluri, să le dea în totul. Probabil Dan Petrescu i-a certat după meci. A zis, bă, potoliți-vă, mă, băieți. Ați făcut 2-0, opa, ați făcut 2-0, gata. Mai avem meciuri după aia, da, da, toate exact. Golurile odată. Exact, exact. Dar o să vină locotenentul Culio și o să calmeze jocul, o să zică, asta. Gata, băieți, avem un 0, 2-0, de acum plimbăm mingea. Și cam asta e legat de CFR Cluj. Adică sunt foarte curios cum va arăta cu Dan Petrescu din nou pe bancă și dacă acesta își va cizela un pic stilul de joc. Adică dacă va prelua măcar un pic din munca făcută de Edi Iordănescu și foarte puțin de Marius Mudică înspre a schimba jocul de o manieră mai ofensivă. Dacă va păstra Dan Petrescu ceva din elementele astea, dar mă îndoiesc. N-am mai apucat să vorbesc de Belinda Bencic din podcast, a ieșit singură, n-am mai... A bătut-o britanica Emma Raducanu, pentru că în social media totul este britanic. Deci dacă Bianca Andreescu mai e cea care o bunică la care mai vine vara în România, pe Emma Raducanu... Are și ea, o bunică la București la care mai vine vara. Dar nu n-a spus foarte... Adică ea, toată comunicarea este cu hashtag-ul pe British Tennis Player... Mă mir că încă n-au apărut oameni care să o adopte pentru România, românca noastră. A, bine, oricum, am auzit discuție, da, ok, te nace ca o chinezoaică, pentru care mamă din China, dar parcă se vede, doamne, spiritul ăsta românesc, sângele românesc. Dorința de victorie. Apă nu se face, da. Da, în sfârșit. Aș putea spune. Adică tenisul feminin avea nevoie de nume noi, avea nevoie de... Tot timpul are nume noi și că nu confirmă. Știu, dar de copile, ca să zic așa, de fete și, care să se... Și, și Fernandez, ecuadorianca, canadiancă, încă o canadiancă care nu e din Canada, globalizarea tenisului în floare. Ceea ce nu e o problemă. Niciun caz. E chiar foarte bine. Da, pentru că uite ce jucătoare interesante au ieșit și câte maturitate arată ele la vârsta lor. Adică ne-am minunat cumva la Iga Świątek, dar cumva i-a resimțit presiunea și parcă n-a mai livrat, fără să aibă neapărat rezultate proaste. La... A prins optimii sau sferturi la toate cele patru, spun, ceea ce nu stă bun. Adică. Asta spun, dar fetele astea parcă... au un grad de maturitate în plus la vârsta lor. Adică Fernandez abia a făcut 19 ani. Emma Raducanu 18. What the fuck, n-a pierdut set la acest turneu. Este prima din era Open care ajunge într-o semifinală de Mare Slam venind din calificări. Da, stai puțin că am mai văzut scenarii de genul ăsta cu un turneu foarte bun și vrei să-ți fac o listă cu 10 jucătoare. Ok, ok. Ostapenko, ți-au ce aminte de Ostapenko? Da, dar nu cred că ne putem pune în aceeași oală. Ca Bianca Andreescu a făcut un super turneu la US Open în 2019 și nu mai joacă la nivelul ăla. Pe da, dar aici intervine și capitolul acesta mental, dacă vrei. Adică și Naomi Osaka cumva acuză acele probleme care eu cred că sunt reale. Există un mini documentar pe Netflix despre Naomi Osaka, acum 3 episoade în care înțelegi cumva... Da, da, s-a dat și cu mulți hate acolo, mai ales fanii noștri de tenis, cunoscătorii. Se plânge, da, se plânge, uite cum joacă teatru, e o problemă dacă... O chestie emoțională și o chestie care rezolvă la terapie. Și aceeași problemă probabil o are și Bianca Andreescu cumva... fragilă din acel punct de vedere. N-a făcut la fel și Sorana Cârstea, pot să zic. Nu e Open foarte rău, da. Adică sunt multe jucătoare care... Ana Ivanovi, ne-am aminte, care aveau mentalul foarte... Și practic când alunecau pe pantă de 2-3 greșeli, se ducea meciul pe... Da, adică și la Sorana Cârstea s-a văzut un plus în momentul în care ea cumva s-a mai așezat
Da. Și a început să se gândească mai mult la tenis și mai mult, mai puțin la cei pe lângă, adică să nu se mai certe cu antrenorul, fă ceva, dă din palme, zim ceva, nu-mi zici nimic, gata, pate, am schimbat. E bine, la aceste fete vedem o liniște care sperie un pic. E dramă, e la 18 ani să n-ai nicio frământare interioară. Adică, uite, la Fernandez, de exemplu, te gândeai că joacă cu Kerber. Kerber e un secund toată ale fiile, știe... Campioană tot... de vreo 3 Grand Slam-uri, da. Și te gândeai, mă, o mănâncă. E bine, nu s-a întâmplat acest lucru. Ca să nu mai zic că Răducanu a bătut-o pe Rogers... care a bătut-o pe Barty și a bătut-o pe Rogers de o manieră, doar la ultimul game a avut așa o tresărire, bă, ce fac eu aici, băi, ajung în sferturi. Da, și cu Belinda Bencic a părut că îi dă avans, hai, du-te tu la 3-1, că după aia vine. Oricum, specialiștii români ar să zică, da, bă, s-a pozat cu poze, a pus pozele alea cu antrenorul iubit Bencic, normal, uite, i-a luat capul ăla, nu mai... Da. Să o muia picioarele, cum a zis Gigi Becali. O să mai joace tenis după ce se mărită? Nu mai. E campion olimpic atât, nu mai face. Da, din fericire, e mai reducat, nu poate e departe de acel moment, nu? Ca să... Mă mir că n-am mai zis Nehalem nimic. Bine, dar știi care partea fanică? Vom avea fi o... Presimțirea mea e fie că vom avea o finală foarte fizică, nu neapărat Sakari atractivă. Sakari-Sabalenka, fi o finală mult dorită, dar ce v-am spune că nu vom ajunge chiar acolo, la o finală Răducanu versus Fernandez, care îi sună mai degrabă finală de US Open la junior decât... Oricum, o să fac chiar și o predicție, n-am ce face. Sakari va câștiga US Open. Ah, deci nu, ea va câștiga, dragi prieteni. Puneți pe oricine, dar nu. Păi vor fi analize pe Petru Show, nu scrise de mine, deci va fi ceva drăguț. Dar zicem, Sakari a mai avut o semifinală la Roland Garros sau la Wimbledon? A avut anul ăsta, la Roland Garros, da. Deci pare că e consecventă jucătoarea din Grecia. Da, e parte un fel de Sabalenka ceva mai încrâncenat, așa, mai serioasă, o vezi tot timpul. Și care nu și-a pauze, spre deosebire de colegul ei de insulă, nu și-a pauze atât de dese de vestia. Da, drama Queen Tsitsipas. Da, n-aș fi crezut că o să-l văd. Hai să vorbim și de singurul jucător care îl poate opri pe Djokovic. Iarăși, nu o să întâmple chestia asta, probabil. Zverev, care e într-o formă, chiar într-o formă, wow, în ultimele săptămâni de la Olimpiadă încoace, chiar rupe. Da, 3-0 pentru Djokovic, nu? Finala va fi cu Dimitrov sau cu Ože Aliasim. Da, nu, glumeam. În orice caz... Dimitrov. Am zis Dimitrov? Am zis te-ai întors cu ceva. Baby Federer, cum se zicea? Dacă mai ține minte cineva că lui Dimitrov bulgarul se zicea Baby Federer? Nu, cum mai ține minte. Baby Federer, da. Pentru că avea reverul în oglindă cu al lui Federer. În oglindă bine. Până la alta. Da. Acolo la băieți nu pot să zic că ne așteptam la mari surprize. Poate Tsitsipa să nu fi pierdut cu spaniolul Carlos. Cred că rezultatul cu Carlos Alcaraz. Așa, ar fi fost e comparabil cu semifinala Emei Răducanu, ce avem momentan, mă rog, poate fi finală. Mai ales că el pe hard nu prea arătase mare lucru, știi, până acum, și dacă a arătat că poate și pe această suprafață... Pe Tsitsipas, adică chiar a fost un meci senzațional să-l bat. Și cu pauzele aia de vestia să pierzi 6-0 set și să întorci, este... Da, și băiatul ăsta zic că are viitor... Da. Și deci, Aliasim la fel. Și a ieșit pentru că a fost și accidentat în meciul cu Aliasim. Care iarăși e o tot canadian. Surpriză plăcută, da, școala canadiană. De la... Indiferent că pe acei canadiani îi cheamă Ojer Aliasim, că și el are origini marocane, Shapovalov, Andreescu... Jenny Bouchard. Jenny Bouchard era de la mama ei, ca să zic așa. Dar Canada a investit foarte mult în acest sector juvenil în tenis și vor avea în continuare jucătoare. Cum este Fernandez, la un moment dat se vorbea de Abanda, dar ea nu și-a ridicat nivelul. Sunt mulți care vor mai veni din urmă. De Ojer Aliasim se vorbea de la 13-14 ani că va ajunge. Și de Shapovalov tot în adolescență. Da, deci e bine că am mai avut și astfel de surprize la US Open. Să sperăm că vom avea surprize poate până la capăt, surprize plăcute. Pariez pe Sakari.
Da, deci nu Sakari, dragi prieteni, iar la băieți, da, o finală strânsă, să fie măcar. Ți-a plăcut Brazilia-Argentina, nu? Începutul. Puh, au fost 5 minute de foc sau 10 minute și de cum foc. Și cum s-a decis, mă? S-a hotărât ceva? S-a decis că se judecă. Adică fiecare dintre părți a jucat teatru. Argentina, vai, dar noi n-am declarat nimic fals. Nu am declarat că venim din Anglia, de parcă oamenii ăia nu sunt cunoscuți în toată lumea. Nu există Google Maps și... Da, nu joc și... doamne în Premier League, fugi de aici, doar semn. Asta în Villa vi se pare echipă de da. Premier. Nu, ăla e Emil Martinez, eu sunt Emiliano. Și brazilienii pe de altă parte că au zis pe stai că ei ar fi venit înainte de meci, dar au întârziat în trafic, posibil și asta, dar în zilele celelalte ce s-a întâmplat? S-au verificat mai greu? Oricum, acte, cred că sau... și-au adus aminte că le-au luat Copa America acum 2 luni. În... Da, și-au zis, las că... Hai să vă facem noi, dacă și-au dat, s-au activat cam greu, adică după 2 luni. Lasă că îi prindem noi cumva. Da, adică era un meci așteptat, numai că... Prea așteptat. Da, prea așteptat. Pe care băieții aia, că au făcut deplasarea, au făcut încălzirea, au dat drumul la joc, ar fi ieșit un 0-0 de senzație, dar n-a mai fost cazul. N-au vrut să lase pe Messi să-i bată recordul lui Pele. De fapt, asta este conspirația din spatele acestei întâmplări cu COVID-ul argentinienilor veniți din UK. Ce ți se pare o... Da, și oricum, ei și în noaptea de joi spre vineri la noi au alte meciuri, cine știe și acolo ce va mai ieși. Paulista. Și să vedem ce se va întâmpla când ei se vor întoarce la vatră, ca să spunem așa, nu? La campionatele lor, mai ales că dragul nostru prieten Co, ca să nu numim pe la capăt, începe să facă probleme din nou. Ne-a făcut și Naționalei României. Și-a băgat codița peste tot și prin meciurile internaționale. Manchester City va juca cu Scott Carson weekendul ăsta. Ederson e blocat, portarul de rezervă Stefan Nid nu poate. Sara era plecat la pescuit. Ce face, mă? Trebuie să joc. Să vin weekendul ăsta pe meci la Leicester. Ca și Napoli, care meci cu Juventus, la fel, nu poate folosi doi dintre portari și va trebui să apeleze la un copil de la echipa a doua. Ceea ce trebuie să facă și Juventus, pentru că Cesni le-a mâncat deja multe meciuri. Poate să reactiveze pe Buffon. Nu? Bătrânul sau pe fiul lui Buffon. Fiul lui Buffon. Am văzut un video cu Buffon care se bucura după golul lui Mihaila, jucător pe care să sperăm că îl vom vedea la echipa națională din nou. Gol marcat în minutul 96, a băgat un sprint. Gigi Buffon, deci ziceai că... concurează la 100 de metri. Fantastic câtă energie poate să aibă încă la 41-42 de ani. Și da, n-ar fi străgat, n-ar fi făcut cu siguranță gafele pe care le face Cejni. Da, weekendul ăsta avem niște meciuri interesante prin campionate, ponturi citiți pe betur.ro, analize și predicții de rezultate. Napoli-Juventus. Juventus nu sunt sigur că o să bată neapărat, are 2 puncte. Spania Atletico cu Atletic Bilbao. Are un punct chiar. Da, un punct, a pierdut cu Empoli, da. Și e meci amânat, Sevilla cu Barcelona. Păi tocmai din această cauză de băieți care se deplasează prin America de Sud și până se întorc, adică dacă se joacă joi spre vineri, cam greu să se joace Sevilla. Dar în schimb este un Atletico Madrid cu Villarreal care cu Bilbao care sună interesant. Întoarcerea cu Villarreal a fost un meci interesant cu adevărat, cu acel autogol venit de nicăieri, pe care Villarreal a ratat victoria. Întoarcerea regelui Griezmann pe banda metropolitană. Da, și cu rezultate. Eu cred că se va descătușa după ce a suferit la Barcelona. A avut chef de joc și la Naționala Franței, a marcat o dublă cu Finlanda, care a dus victoria echipei sale. Da, adică Atletico pare în continuare favorită la titlul. La Real Madrid sunt în continuare ceva schimbări. A venit Camavinga. Da. Nu este niciodată. Nu știu dacă va intra din prima titulară, dar e bine să ai acolo
înlocuitor pentru tripleta devenită clasică, Kroos, Modric, Casemiro, și trebuie încet încet să-i schimb pe toți, ca să spun așa, și iar Camavinga chiar e o soluție pentru următorii 15 ani, poate, am parta 17 ani, dacă are fizicul lui Cristiano, da, se ține. Avem și în Germania două meciuri interesante, știu că îți place foarte mult. Da. Avem practic meciul care încheie sezonul, dacă bate Bayern la Leipzig, cred că... Nu crezi în șansele Borussia Dortmund să bată? Wolfsburg poate, are 9 puncte, a început tare. Leipzig joacă acasă cu Bayern, uitându-mă pe rezultate, Leipzig a avut rezultate bune cu Bayern de-a lungul timpului, are 2 victorii, 3 victorii și egaluri multe și înfrângerile sunt de obicei la un gol. Poate mai au 2 băieți care mai trebuie să mai plece la Bayern și cam atât, nu? A plecat Marcel Sabitzer deja, deși Nagelsmann a zis, na, nu iau jucător de la Leipzig, ok, l-am luat pe Upamecano că apucase, n-am, dar nu mai luăm pe aceea. L-am luat pe Marcel Sabitzer la un preț de dumping la 16 milioane, mi se pare. Pomană. Da, Leverkusen Dortmund, meci cu 6 goluri, probabil. Se va termina 3-5 sau 4-2. Să vorbim totuși de campionate mai mari, nu știu. Da. Primul gol al lui Messi cu Clermont. Oh, la la. Campionat mai mare, am zis. Anglia. Că Franța a ieșit din top 5. Cine e în top 5 în loc? A intrat Portugalia în loc de... Serios? Da, da? conform coeficientul. Da, da, da. Așa că Messi poate mai bine se ducea la Benfica sau la FC Porto. Sau la Pacos Ferreira. Da. Vedem dacă intră Ronaldo la United? Da, ar fi. Joacă cu Newcastle? Meci potrivit, nu? Poate să dea 3 goluri. Măcar un penalti acolo de MCU, tot poate să... Nu, unde va juca? Va juca winger sau juca atacant central? Bine, teoretic. Unde vrea el. Cavani mai e pe acolo? Cavani i-a dat numărul, așa cum ne așteptam. Eu am trecut pe o hârtie, uite, 7 da. Numărul tău. Atunci... L-au lăsat primire, adică a fost de treabă, a zis, bă, bine... Rămâi și tu, Edinson. Ha. Hai, ia numărul. Mai stai vreo 2. Ia numărul 21. Ți-a plăcut cu 21. Da, 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 da. Oricum, 21 e 7 ori 3, deci practic ești de 3 ori Cristiano Ronaldo. Sigur, da. Și sunt meciuri interesante, dar s-ar putea să nu vedem cât fotbal ne imaginăm noi că vom vedea în toate aceste meciuri, care sună bine pe hârtie, dar mereu, și aici și pariorii trebuie să fie atenți, după meciurile internaționale se întâmplă foarte multe surprize, pentru că jucătorii vin obosiți, mai nou vin bolnavi, mai nou trebuie să stea în izolare și vin cu scutire de la medic. Plus că unii zboară mii de, zeci de mii. Da, da, da. Și atunci n-are cum să nu. Dacă joci în America de Sud și ai meci așa în Chile și în Argentina, sunt niște distanțe. Așa că s-ar putea să vedem mai mult fotbal, nu știu. Un gaz metan cu... Craiova cu Sepsi. Craiova cu Sepsi, da. Luni, pariați pe meciul ăsta? Over, under 2,5 goluri? N-aș fi sigur, pentru că Sepsi i-a arătat bine și cu Botoșan și cu CSB, deși n-a bătut. Da. Adică s-a putea să vedem goluri. Cred că Roma cred că va continua să câștige. Eu, sincer, ca să încheiem frumos cu Italia... M-am gândit eu așa bine și cred că ar fi drăguț să câștige Mourinho campionatul Italiei cu Roma. Ar merita și el că prea a fost în ultima vreme pus la colț, pe drept, pe nedrept. Să vedem totuși cum va arăta Roma în meciurile tari, pentru că până acum a avut un program accesibil, chiar și în această etapă, dacă nu mă înșel, nu are neapărat cel mai greu meci cu Sassuolo, dacă nu mă înșel. Și atunci... Sigur că ar fi frumos să vedem o altă campioană din nou, după ce a ieșit Inter, să o vedem pe Roma luând, ar fi senzațional. După 22 de ani. Dar nu știu câte șanse sunt pentru asta. Oricum, și-a dat seama și Mourinho că nu poate să facă cu... La Tottenham, ok, era la limită, poți să joci defensiv, să joci defensiv cu Brighton când ești condus cu 2-0... Poate a înțeles și el că poți să dai și 3 goluri într-un meci și să nu mai fie Dan Petrescu. Să mai și fie că Serie A, de când a luat el campionatul cu Inter, s-a schimbat destul de mult. Că să pune mai mult accentul pe ofensivă. Și nu prea mai merge să part de bas. Săptămâna viitoare să avem și începe și Champions League. Probabil să urmi mai aproape. Asta a fost Betur Show, episodul 21. Mulțumesc, Viorel, pentru prezență la podcast și ne vedem la un nou episod săptămâna viitoare. Sport în toate!